Zi-mi cum e cu camera 609, pentru că ești implicat în proiectul ăsta nou de la Antene, care cred că o să fie foarte, foarte mișto. Cu siguranță o să fie foarte mișto. Eu nu am văzut încă nimic din ce am filmat, dar da, ce pot să spun este că e super mișto toată atmosfera de pe set. Și dacă noi ne distrăm și ne simțim bine, clar o să treacă și de ecran. E cumva, ăsta e primul tău proiect de genul ăsta, nu? De anvergura asta mă refer. Nu, este prima oară când lucrez cu doamna Ruxandra Ion. Serial am mai făcut. Ok. Ai creditul ăsta, având în vedere că oamenii teoretic te-au cunoscut pe tine ca fiind comediant. Pentru că de fapt asta ți-a fost titulatura de la început. Probabil că oamenii, majoritatea, te cunoșteau de la Ai Umor. Știu cine mi-a dat această titulatură și am spus și atunci când am fost la Ai Umor că nu sunt comediant, sunt o actriță care interpretează un rol. Tocmai de-aia mi-am și construit un personaj acolo. Am făcut un construct. Bine, tu ești așa incisivă și în viața reală, cum ai fost și numerele de la Ai Umor, că se simte, știi? Adică păi dacă stai atât de aproape, se simte, știi? Să mă dau mai departe. Zi-mi, ați filmat toată vara? Am filmat aproape toată vara. Am avut 3 săptămâni de vacanță, în care fiecare am fugit pe unde am putut. Ok, pentru că știu că tu ai fost foarte mult timp plecată, că mă uiți și la tine pe story. Așa, și mă gândeam că oamenii... Cum ești pe Instagram? Sabin.tudor. Da, am și conturi fake, lampa iubitei mele, adică mai am, să găsim variante. Eu mă gândeam că ei și-au făcut programul filmărilor în funcție de tine. Bă, stai să se întoarcă și Doina, mă, de la de unde e plecată, să filmăm și noi. Nu. Am avut în iulie, am avut 3 săptămâni de vacanță și da, am fost plecat atunci, probabil atunci te-ai uitat tu pe story-urile mele. Și recunosc că de când m-am întors și am început filmările, am mai fugit așa câte 2 zile la pește când am avut legate. La pește? Da, e pasiunea domnului? E pasiunea noastră. Nu cred că tu, eu nu cred că tu arunci undița aia, bagi râma în ac și tu arunci undița, Doina, eu nu cred. Nu crezi? Nu. Păi zice că mă urmărești pe rețelele de socializare. Tu cu mâna ta, adică mă gândesc că doar pui și tu juvelnicul acolo, minciogul, să scoți peștele, nu? Nu, îmi place să dau la pește. Incredibil. Anul trecut mi-am descoperit această. Deci nu era înainte de Domnul, cum ar veni? Domnul, cine? Domnul Iisus Hristos? Domnul Cătălin Scărlătescu. Da, nu. Am descoperit anul trecut, vara trecută, de fapt, pasiunea asta. Am înțeles. Dămăritate, măriți? Dămăritate deja. Nunta când? Faceți, a fost deja. Am înțeles. Da. În universul ăsta, nu în universul... Da, în universul ăsta, camera 609. Creier, bă, băiatele, creier, exact, mamă ce... Da. Și în afara serialului nu te... așa, nu? Nu am când, tu nu vezi că toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, cancan. Când să mă mai măriți? Am înțeles. Hai, dacă se întâmplă ceva, ne anunci până. Da, sau nu, aflăm noi. Că te anunț eu, nu, te rog eu mult, vreau eu să te anunț. Te rog eu mult, eu să știi că aștept dacă telefon. Deci fii atentă. Da. Eu facem schimb de numere de telefon. Ce șmecher ești, nicio și eu mă uit la telefon, e Doina sau nu e Doina? Dacă nu, am eu numărul tău și te sun. Așa da? Au zis toate. Nu mai, eu nu vă mai cred pe cuvânt, să știi. Da. Să rămână, doamnă, să aveți mult spor la treabă și ne vedem vinerea la ora 20:30. Da. Da. Personajul tău cum e? Ce fată bună, fată rea, te îndrăgostește? Nu, tu și oricum o să zici că sunt fată rea, oricum ar fi. Ca asta zici, știu că asta zici. Așa le zic tuturor prietenilor de la mine din cartier. Doina Teodor, ha, fată rea. Da, așa le zici? Da. Măcar vorbești despre mine, e drăguț. Important. Dacă e important pentru tine. Ești importantă pentru noi toți. Ce drăguț. Am că am cotit-o la final, trebuia să zic și eu frumos. Ai dat comandă. Camera 609, Doina Teodoru, vinerea de la 20:30. Mulțumim frumos, să rămână.